succesul intervenției în situații de urgență ține seamă de timpul de răspuns. Pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă în perioada primăverii-verii, dar și toamna, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, sunt operative cele două motociclete SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. Motocicletele SMURD sunt destinate pentru a oferi primul ajutor medical în caz de urgență, contribuind la reducerea timpului de răspuns și asigurând asistența medicală calificată victimelor până la sosirea unei ambulanțe pentru transportul acestora. Ca și în anii precedenți, cele două motociclete de intervenție SMURD din cadrul detașamentelor 1 și 2 patrulează în zona centrală a municipiului Timișoara, pe străzile cu acces limitat și în locurile aglomerate, precum stațiile mijloacelor de transport în comun și piețele.